Hei, bună tuturor, sunt Claudia Niță și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Am primit de la Cupio, după cum ați văzut pe Insta Story, dar vă mai arăt odată că poate nu toată lumea mă urmărește pe Instagram. Am primit niște gene false și m-am gândit să vă arăt cum îmi aplic eu genele false de tip bandă. Este destul de ușor, nu este foarte greu să faceți acest lucru. Probabil că vă trebuie un pic de îndemânare, dar cu mult exercițiu sunt sigură că o să reușiți să vă aplicați genele false de tip bandă. Știți foarte bine că eu nu reușesc nici cum să-mi aplic genele false de tip smocuri și întotdeauna apelez la gene false de tip bandă, dar la cliente nu aplic genele de tip bandă decât smocuri, pentru că îmi permite mie să pot să îi modelez forma ochiului, așa cum îmi doresc eu. Bun, să trecem la treabă. Hai să vedem că am mai multe modele. Stați să vedem care le pun astăzi. Hai să vedem. Am modelul N330. O să vi le arăt pe toate ca să vă dați seama despre ce vorbesc. Asta e unul din modelele mele preferate. N513, care arată așa. Sunt un pic mai rare, să spun, și mai lungi în colțuri acestea. Mie personal îmi plac mai lungi pe mijloc. Mai am N321. Acestea sunt pentru partea de jos. Sper să se vadă că sunt pe fundal alb și se văd un pic mai greu. Deci acestea sunt pentru partea de jos a ochilor. Mai am N320. După cum puteți observa, sunt mai lungi în colțuri și mai scurte în interior. Și ultimul model este de fapt un accent și este N325. Ce înseamnă accent? Accent înseamnă că sunt doar în partea de exterior a ochilor, nu este până în capăt. Grea decizie ce mi-aș aplica eu. Cred că mi-aplic N330, primele pe care vi le-am arătat. Acestea sunt foarte, foarte, foarte faine, pentru că sunt și dese și sunt lungi pe centru, exact așa cum îmi place mie. Adezivul am să-l folosesc tot pe cel de la Cupio, au un adeziv waterproof și acesta este negru, dar ei mai au încă un adeziv, tot waterproof, clear. Astăzi am să folosesc adezivul negru de la Cupio, așa arată adezivul. Fiind în ambalajul acesta alb, din păcate nu se vede foarte, foarte bine. Am să scot genuțele din ambalajul lor și am să folosesc o pensetă tot de la Cupio, care arată cam așa. Aceasta este o pensetă pentru aplicarea genelor false. Mă ajută mult și ciocul, că este așa un pic în jos. Am să dezlipesc genele. Întotdeauna când dezlipiți genele, să le dezlipiți din colțul exterior, pentru că de obicei genele false sunt făcute puțin mai lungi, pentru persoanele care au ochii mai lungi, dar în general cam trebuie tăiate din ele. Am scos genele, iar acum vreau să le probez fără adeziv, fără nimic, să văd dacă se potrivesc sau dacă mai trebuie să tai din ele. Le prind întotdeauna din mijloc și le aplic. Eu zic că nu mai trebuie să tai din ele, după cum le văd eu, după ce le-am probat. Bineînțeles, am un strat de rimel, este foarte important să vă dați cu rimel înainte. Iar acum am să aplic acest adeziv pe banda transparentă. Stați că vin mai aproape să vă arăt. Scot foarte, foarte puțin și aplic pe banda transparentă. Puteți să aplicați și adezivul transparent dacă vă place mai mult, doar că eu vreau mai multă intensitate acum la machiaj. Și îl prefer pe acesta negru. Îl las să se zvânte cam un minut cu capul în jos. Întotdeauna să țineți genele cu capul în jos, pentru că dacă le țineți invers, tot adeziful o să vă curgă în jos către gene, către firele de păr. Pe atunci este mai bine să le țineți cu capul în jos. Puteți să și suflați ca să ajutați uscarea să fie mai rapidă.
trebuie să lăsați până îl vedeți că este un pic viscos, ca să nu alunece, pentru că dacă nu lăsați adezivul să se usuce foarte, foarte bine, el alunecă foarte repede și nu se mai fixează bine pe genele voastre. Hai să vedem. Să vedem ce am făcut. Merg cât mai aproape de baza genelor. Fixați geana la mijloc, iar mai apoi cu penseta îi mișcați sus jos după cum vreți voi. Puteți să ajutați și de degete puțin, pentru că simțiți mult mai bine decât cu penseta. Și eu mă mai ajut de degete câteodată, dar este bine să fixați prima dată cu penseta, pentru că e mult mai ușor. Deci cam așa arată cu gene, așa fără. Am să-mi pun și în partea cealaltă. Urmez aceiași pași. Îmi plac foarte mult genele astea N330, pentru că nu trebuie să tai din ele, ceea ce mi se pare wow. De obicei, cam tai din toate genele pe care le am. Dar văd că din acesta nu trebuie să tai. Ceea ce nu poate decât să mă bucure. Acest adeziv îl puteți folosi și pentru genele de tip smocuri, nu trebuie să folosiți, nu este special pentru genele de tip bandă, deci fără nicio problemă. Alegeți între negru și transparent. La fel, am pus adeziv pe geană, pe baza ei, îl întorc invers și încep să suflu, să se usuce. Mi se pare că un machiaj de ocazie, un machiaj mult, mult mai intens și mai puternic, nu arată bine dacă nu aplic gene false. La un machiaj de zi, la un machiaj mai cu minte, da, merge să-ți încarci bine, bine genele cu rimel, dar la un machiaj de seară, parcă totuși nu este complet fără gene false. Fixez geana prima dată pe centru. După ce am fixat-o pe centru, mă joc cu marginile și le fixez și pe ele. Acum mă ajut de mână, pentru că mi este un picuț mai ușor decât cu penseta. Ce este foarte important este să aplicați genele deasupra genelor voastre și deasupra și cât mai aproape de baza lor. Să nu le puneți la distanță foarte mare, pentru că atunci când o să clipiți o să se vadă că sunt deplasate. Să le împingeți cât puteți de mult în interiorul ochiului, aproape de bază. Le aranjez până sunt mulțumită de rezultat. Iar acum am să îmi fac un pic de vânt așa cu mâna, pentru că aștept să se usuce bine, 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 iar mai apoi vreau să le dau și cu rimel. Până să mai usucă puțin genele, vreau să vă mai spun 2-3 cuvinte. În cutia cu descrieri o să găsiți linkul către toate modelele de gene pe care eu vi le-am arătat astăzi, pentru că acestea sunt preferatele mele de la Cupio. Am să vă las denumirea, adică numărul și linkul către gene și către adeziv, bineînțeles, și linkul către pensetă, ca să vă fie vouă mai ușor să le achiziționați. În cutia cu descrieri de obicei găsiți absolut tot ceea ce vă interesează, toate detaliile și toate informațiile despre tot ceea ce vorbesc eu. Dați un click pe linkul respectiv, o să vedeți și prețurile, o să vedeți absolut tot, pentru că, sinceră să fiu, nu știu care este prețul fiecărui produs în parte. Și mai bine accesați voi linkul respectiv și o să vedeți toate informațiile de care aveți nevoie. Faceți comandă online, vă livrează oriunde în țară, nu știu dacă livrează și în străinătate, dar în țară sigur livrează, așa că fără nicio problemă. Dacă nu vreți să comandați online și aveți magazin Cupio în orașul vostru, puteți să mergeți la magazin să le și vedeți live, probabil că este mult mai bine așa. Probabil că voi știți că eu am avut probleme cu genele false, că nu-mi găseam niciodată gene false care să-mi placă. Ba erau prea lungi, ba erau prea mici, ba erau prea subțiri, ba prea lungi în colțuri, ba prea nu știu cum, în fine. Până la urma urmei, tot căutând, mi-am găsit câteva modele care îmi plac cel mai mult. Stau doar la bază, nu mă duc pe lungimea genelor, pentru că pasul acesta mă ajută să le ridic un pic mai mult. Dacă vreți, puteți să mergeți și pe lungimea lor, fără nicio problemă. O să arate mult mai încărcate și mult mai voluminoase, așa. Eu merg puțin așa cu capătul. Oh, mi s-a prins aici un pic, nimic. Vă faceți o idee, așa arată cu rimel, așa arată fără rimel. Și așa arată genele false. Deci, acesta este numărul N330, care l-am folosit eu acum.
Încă un lucru vreau să vă spun. Atunci când le dați jos, prindeți de colțul exterior și trageți ușor, 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 ușor. Asta în cazul în care mai vreți să le folosiți. Genele acestea eu le folosesc cam de 4-5 ori fără absolut nicio problemă. Arată foarte, foarte bine, dar întotdeauna seara le dau jos, le pun în cutiuța lor. Niciodată nu arunc cutiuța lor originală pentru că mă ajută să le păstrez mult mai bine. Dacă le dați cu rimel foarte, foarte, foarte mult, s-ar putea să nu mai arate la fel de bine a doua oară când le folosiți. Dar dacă nu exagerați cu rimelul, cu siguranță o să arate bine și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. Eu le folosesc de 4-5 ori, trebuie să recunosc. Apoi le arunc, dar sunt genele acelea tot de la Cupio din gama Mink și genele acelea le puteți folosi de peste 20 de ori, dacă nu mă înșel. Sunt un pic mai scumpe într-adevăr, dar cred că se merită investiția. Depinde acum de bugetul vostru, care vă place mai mult. Într-adevăr, acelea Mink arată un pic mai bine decât astea, dar dacă vrei să schimbi modelele cum le schimb eu, ba, odată îmi pun mai lungi pe centru, odată îmi pun lungi în exterior sau mai dese, mai rare, mai naturale și așa mai departe, îmi cumpăr gene de genul acesta care costă, nici nu știu cât costă, vreo 20 și ceva de lei. Okay. Acesta este clipul de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați rămas cu mine până la sfârșit. Sper că v-am ajutat cu acest lucru. Dacă v-a plăcut video, nu uitați să dai un thumbs up, să te abonezi canalului meu de YouTube dacă deja nu ai făcut-o și să apeși clopoțelul pentru a primi o notificare de fiecare dată când eu postez un clip nou. Vă pup! Vă iubesc, să aveți grijă de voi! Ciao!